Bună ziua! Cum vă numiți? Luba Buiuc. Și câți ani aveți? Am 73 de ani. Și i-am împlinit acum la 1 octombrie. La mulți ani! Mulțumesc! De unde sunteți? Din satul Chiterceni, Raion Orhei. Îmi doresc sănătate și trăiesc împreună cu copiii și cu nepoții și să fim toți împreună fericiți. Vreau să învăț a coasă cu mâna stângă, pentru că partea dreaptă la mine nu creează, e paralizată. Vreau să desenez, vreau să scriu. Dar până acum ați făcut lucrurile astea sau nu? Am făcut și mai înainte. Și ai ceva să ne arăți și nouă, da, văd că da? Da, da. Ia, n-arată-ne. Iată aici, în, mă învăț să desenez. Scoloriez. Scoloriez. Și văd că potrivești, da, și culorile, așa, interesant. Da. Da, da, nevieste, că uitați-vă, vedeți de cum. Da, e tare frumușel. Dar aici eu fac ternuțe. Ah, iată, sunt făcute de dumneavoastră, da? Da, făcute de mine. Și ce faci cu ele? Cum le faci? Le cos, și trebuie scos la mașincă, cos la mașincă. Așa. Dar restul mai departe fac toate faberele astea, toate frumusele. Și cu mâna, da? Le fac mâna stângă, le e ca una. E ca două. A doua cu ternuțe. Asta e mașina la care eu le cos la mașincă aici. Ternuțele, da? Ternuțele. Și mai apoi ce faceți cu toate pernuțele astea? Le dăruiesc. Cui le dăruiți? Iată. Și la un de familie de asta. Prieteni, da? Prieteni. La copiii dumneavoastră. La copiii la asta. Dar poate și chiar la... Câte pernuțe ați cusut în anul ce a trecut? E, multe am cusut. Peste 20? Ei, eu cred că au fost 20, dar le-am dăruit.